bună, dragilor! Mă bucur foarte mult să ne revedem la o nouă rețetă de miercuri de pe canalul de YouTube. Astăzi vom face împreună biluțe de ricota în sos de roșii cu baghetă, cu unt și usturoi la cuptor. Știu că sună complicat, dar să știți că e mult mai ușor decât sună. Trebuie să fie complicat pentru musafiri, iar pentru noi trebuie să fie extrem de simplu de făcut. Vă zic că mai mult de 15-20 de minute nu ar trebui să dureze această rețetă cu totul. Deci, haideți să vedem de ce vom avea nevoie. Pentru rețeta de astăzi vom avea nevoie de 250 de grame de ricotta, 6 linguri de pesmet, 30 de grame de parmezan, un ou, sare, piper, pudră de usturoi și sos de roșii și, bineînțeles, un pic de busuioc. Iar pentru bagheta care va veni la cuptor vom folosi unt, pudră de usturoi și usturoi normal. Haideți să ne apucăm de treabă! Vom amesteca ricotta cu pesmetul, cu parmezanul, cu ou. Și o să condimentăm totul. După ce vom obține această compoziție, o să facem niște biluțe pe care le vom pune în sos de roșii. O să mai iau câteva frunzulițe din copăcelul meu de busuioc. Vă recomand, dacă folosiți busuioc proaspăt, să vă luați așa o plântuță, pentru că rezistă mai mult și dă tot timpul frunze noi, decât să luați la caserolă, pentru că nu-l consumați pe totodată și e păcat de el să-l aruncați. Spălăm! Amestecăm și busuiocul și, practic, compoziția pentru chifteluțele noastre de ricotta este gata. Voi da drumul la plită, o să pun câțiva căței de usturoi cu un pic de ulei, voi pune sos de roșii, iar între timp voi pregăti biluțele de ricotta. Lucrăm pe mai multe planuri în același timp ca să fim eficienți. Biluțele mele sunt gata, le voi pune în tigaie, în sosul de roșii și apoi le voi acoperi și le las aproximativ 10 minute să se facă, iar între timp noi o să ne ocupăm de pâinea cu unt și usturoi. Am pus deja la încălzit cuptorul și mai avem încă un pic și suntem gata! Biluțele sunt pe foc, după 5 minute o să le rotim pe partea cealaltă. Haideți să ne ocupăm de pâine. Am luat o demi-baghetă, o tai în jumătate, după care o voi mai secționa o dată pe mijloc. Cuptorul ne dă semne, e pregătit să punem pânița. Așa. Am aici un cubuleț de unt, voi pune un pic de sare, multă pudră de usturoi și un pic de piper. Așa. Și amestecăm. Luăm un cățel de usturoi, el este zdrobit. Frecăm bine, bine pâinea noastră. Ok. După care ungem cu un pic de unt. Să pun și un pic de busuioc ca să-i dea aromă.
Pâinea merge la cuptor pentru 10-15 minute la 200 de grade, până când prinde așa o crustă deasupra. Ok. Biluțele noastre de ricotta sunt gata să fie întoarse pe partea cealaltă. Să știți că ele o să mai capete puțin în volum, se umflă pentru că absorb din sosul de roșii în care sunt fierte. În 5 minute exact, masa noastră va fi gata. Voiam să vă zic că eu am mai suplimentat cu un pic de sos de roșii pentru că biluțele au absorbit destul de mult. Acum puneți în funcție de gust, dacă vă place să aibă mai mult sos sau mai puțin. Ca întotdeauna, facem cum ne place! Iată că am ajuns și la finalul rețetei de astăzi. Am făcut biluțe de ricotta în sos de roșii cu pâine, cu unt și usturoi la cuptor. Dacă vă place și această rețetă, vă invit să vă abonați la canalul meu de YouTube și, bineînțeles, să împărtășiți rețeta cu persoana cu care v-ar plăcea să o savurați. Ne vedem data viitoare! Poftă bună!